Decembrie. Decembrie începea din azi și ne lăsa pe obraj sărutări înțepătoare. Își întindea lumina soarelui conform strălucitor de zăpadă și se dădea pe dedeluș, împreună cu copiii mulțumiți. Ce plăcut e! Exclamă ursulețul la finele îmbujorat. Săniuțe, schiuri, patine, câte bucurie are luna decembrie! Cea mai mare bucurie încă nu a venit. În curând va aduce darul Sfântul Nicolae. Iar mai apoi vine perioada pregătirilor de Crăciun, când vom împodobi bradul. Pregătim cadouri și tot felul de bunătăți. Am enumerat eu vesel. E vremea darurilor și a minunilor. Știi? Recunosc ursulețul la finel. Fiecare zi alături de tine e o minune. O să-mi fie tare dor de tine, i-a spus eu trist. Gata, nu mai fi trist. Când ne primim cadourile? Întrebă prietenul meu de culoare a finelor, făcându-mi cofă. Mai întâi să împodobim bradul, grăbitule. I-a spus și am început să râd. Pomul de Crăciun sclipea lumina beculețelor multicolore. Sufrageria era plină de lumânări. Seara ambalam cadouri în hârtie colorată, apoi citeam povești de iarnă, în așteptarea minunilor. De Revelion, imediat ce a bătut ceasul, anunțând sosirea anului nou, mi-am dat seama dintr-o dată că s-a încheiat călătoria ursulețului Apinel și a venit timpul să ne luăm rămas bun. Nu o să ne despărțim, șopti ursulețul Apinel. Pur și simplu, acum e rândul tău. E rândul meu? Nu înțeleg, i-a spus eu. Da, acum e rândul tău să pleci în călătorie. O să te aștept în fiecare carte. O să vezi, călătoria asta nu va avea sfârșit. Ursulețul Apinel m-a îmbrățișat și a lăsat pe obrazul meu un pic de culoare a finelor. I-a făcut multă vreme cu mâna. Ne așteptau tot felul de minuni și multe, multe întâlniri.